Așa, pe să vorbesc. Foarte important. Am pățit-o, nu așa? Da. Hai, ce mai mergi. Da. Este. Așa. Să zicem alte greșițiuni, dictează următor, al doilea. Am prins curaj. B. B-ul. 41 la 6-a. Împărțit, paranteză rotundă, 53 la 2-a, totul la 2-a, plus 53 cu împărțit, 53 la 7-a. 53 la 7-a. Împărțit, paranteză rotundă, 53 la 2-a, totul la 3-a, plus 11 ori, paranteză pătrată, 6 la 66, împărțit, paranteză rotundă, 6 la 11, închidem paranteza rotundă, împărțit. 6 la 11 așa, da? Da. Da, împărțit. Iar paranteza rotundă, 6 la 9, închidem totul la 6. 6 la 9, totul la 6. Minus 2 la 145. 2 la 145. Împărțit la 2. La 2. La 12. La 12. Nu. La 2. 2 la 12 la 2. Așa în scară? Da. Da. 2 la a 12 la 2. Da. Și acum închidem paranteza pătrată. Da. Ia mai uitați-vă o dată dacă am scris bine. Deci. 41 la 6-a, împărți la 41 la 3-a, totul la 2-a, plus 53 la 7-a, împărți la 53 la 2-a, totul la 3-a, plus 11 împărțit la, înmulțit cu 6 la 66, împărțit la 6 la 11, dar nici eu nu înțeleg rostul. Deci pun în paranteză, trebuia să fii la o putere acolo. Da, da, pentru că este împărțit la 6 la 9-a, totul la 6-a. Da. Dar nu mai, da, pentru că nu facem 6 la 65 împărțit la 6 la 66. Hai că acolo nu mai are rost paranteza. Nu cred că are, nu cred că are rost paranteza. E de prisos. Dacă ar mai fi fost, dacă ar fi fost la o putere, ar fi avut rost. Da. Cum a fost aici, 41 la 3, tot la a doua. Noi îl ștergem, că noi vedem rostul. Ori a uitat el, a fost la o putere și aici și a uitat autorul, nu știm ce. Deocamdată... Și la tine la fel la carte? Da. Deci, lăsăm așa. Hai să-i facem planul de lucru, acum după ce am făcut. Putem face 41 la 3, totul la 2. Adică va face 41 la cât acolo? La 6. Da, 3 ori de 6. Și vin 41 la 6, împărțit la 41 la 6. Face 1. Că e la 6 la 6, da? Am scăpat acolo. Pe urmă, 53 la 2, totul la 3, va face 53 la... La 6 și face 53 la 2, 53. Da. Putem face 6 la 66, împărțit la 6 la 11, pentru că de 6 la 55. Așa se scade exponenția, la 6 la 55. Da, și 6 la 55, împărțit la 6 la 54, iar facem... și de 5 la 1, 6 la 1, da. Minus 2 la 145, minus 12, iar putem face, și ne dă 2 stop, la... Stop, că e scara aceea, 2 la 4, 2 la 12, la a doua. Cum se execută scara? Facem 12 la a doua. Facem 12 la a doua întâi. Și ne dă cu număr și până 2 la cât unii o da, și pe urmă avem 2 la 145 și după aceea facem capul, da? Gata, planul e făcut. Da. Cine îl conduce? După ce am făcut planul, e la îndemână. Hai să o lăsăm. Pe trei tot, Ștefane, da? Te rog. Hai, e calcul. 41 la 6-a, împărțit la 41 la 6-a, plus 53 la 7-a, împărțit la 53 la 6-a, plus 11 ori, 6 la 66, împărțit la
50... Deodată, 6 la 50 cât facem împărțirea? 54. 55. Da, 55. Da. Așa, 6 la 55. Împărțit la 6 la 50. Împărțit la 6 la 54. 4. Minus 2 la... Minus 2 la 145. Împărțit la 2, la, la 12, la 12, 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 144. Da, deci 100, 2 la 144, închidem paranteza, egal mai departe cu? Egal mai departe cu 1, 1, corect, plus 53 la 1. 53 da, la 1. Da, 53 la 1. Adică 53? Da, da, 53. Plus, plus 11. Pe lângă. Pe lângă. 6 la 1. 6 la 1, 6. Minus. Minus. 2 la 140. 2 la 2, normal 2. De ce 2? 2 la 1. Da. Cu 145 minus 144. Da, da, dă 2. Deci minus 2. Pozitivă, da? E cam mai departe cu 1 plus. 1 plus. 1 și cu 53, ce nu știm noi cât facem. 54, scriem așa. 11 ori 4. 11 ori 4. 54 plus 44, 44, 8, 5, 98. 98, terminat de deci foarte simplu. N-am avut noi curaj, dar sunt ușoare dacă știm există tehnica. Ce e urmări, urmări. Deci, 81 la 5, împărțit la 3 la 19, plus 31 la 10, ori 31 la 4, împărțit la 31 la 13, plus 156, minus 792, împărțit la 72, plus, deschidem paranteză pătrată și paranteză rotundă, 15 la 6, totul la 4, împărțit la 3 la 23, deschidem paranteza pătrată, împărțit la 5 la 22, egal. Nu facem planul, facem planul. Facem planul, că nu discutăm altfel. Ne cam creu planul ăsta. E greu acolo la început, nu? Da. Dacă ar fi și 81 tot ca o 3 la... 3 la... 81 este 3 la... Este 9 la 2. 9 la 2. Da. 3 la... Dar 9 la rândul e 3 la 2. Deci putem face mai întâi 31 la 10, ori 31 la 4. Da, da, sunt, da, 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 și de ce părăsești pe ăla? Mai întâi zi, să lasă-l încolo. Da? Cum facem? Hai să vedem așa. 81, da? Da. 81. Că ai zis tu că e 9 la a doua. Iar 9 nu-i 3 la a doua? Da, da. 3 la a doua, totul la a doua. 3 la 2, totul la 2. Păi la 2 aici, nu, sunt 9, 3 la 2. Și vine 3 la câta? 3 la 2. 2 ori 3 la 4. Deci este bună treaba. Și vine 3, în loc de 81, deci 3 la 4. Totul la 5. Da, și după 3. 3 la 19. Nu neapărat 3 la 4, pentru că e 3 la a doua 9, la a doua. Și tot 81. Păi da, și 3 la 4 nu-i bine? Aba da. Dar de ce am nevoie de 3? Da, că aici e 3 la. Da. Și vreau să fie baza aceeași, ca să mă pot descurca. Dar nu putem face 3 la 4, împărțit la 3 la 9, pentru că nu avem de unde să scriem, dar e negativ. Dar de 3 la 4, totul la 5. 81 numai, nu? Da, 81. 20, de 3 la 1, așa care va fi 3. Deci merge 3. Plus 31 la 14, am împărțit la 31 la 13, care dă 31 la 1. Da, 31. Bun. Plus 156 minus și facem împărțirea. Da, și facem 72, păi să faci 72, cred că se face bine, da, exact.
De a doua oră. Urmă în paranteză aici ce o să facem? Facem 15 la 6 ori 4. 6 ori 4, 24. Împărțit la 3 la 23. Azi la 15 ori poate să fii scris 3 ori 5. 3 ori 5 la 24. Și 3 la 24 și 5 la 24. Sfinte, când se împarte la 3 la 23, îi treabă deșteaptă și până se mai împarte la 5 la 22, bun, merge și aici. Visez eu că va merge, da? Deci, așa. Da, visăm așa că ei se va curge frumos. Cred că trebuie să putem trece la treabă. Da? Cristina, te rog să conduci. Așa. Facem 3 la 4, totul la 5. 3 la 4, totul la 5. Am împărțit la 3 la 19, plus 31 la 14, împărțit la 31 la 13, plus 156 minus. Și acum facem calculul. Da. 792 împărțit la 72 intră o dată. 72, nimic. 7 coboră pe 2, 11. Da. Tu 12? Da. A, 11 e rezultatul. Da, corect. 156 minus 11, plus... Plus... Dreaptă. Da. Acolo să facem 15 la cât să fie? 24. 15 la 24, împărțit la 3 la 23. Eu zic că nu mai are niciun rost paranteza asta dreaptă. Da. Împărțit la 5 la 22. Ele se execută în ordinea care apar operațiile, da? Și egal mai departe cu... Și facem 3 la 23. 3 plus, nu mai avem. 3 la 20 împărțit la 3 la 19 și faci 3 la 1. Da, 3. 19, 20 minus 19 și faci 1, da, 3. 3 plus. Plus 3 la 1, 3. Aici 3 la 1 ai zis 3, bun, plus 31. A, 31, da. La 14, tu ai zis 3 aici. Da, da. Deci 31 plus 31. Plus 156. Nu. Putem face. Putem face. 156 minus 11. 6 minus 1, 5. 5 minus 1, 4. 145. 145, plus, da. Pe 15 putem scrie ca fiind. Nu luăm departe 15. 3 ori 5. Da. Deci vine 3 ori 5, 3, totul la 5, 24. 24. Împărțit la 3 la 23. Împărțit la 5 la 22. Egal. Putem face tot. Tot calculul ăsta acolo. 3 și cu 31. 34 plus 145. Hai să facem. 34 plus 145. Deodată. 34 plus 145. 179. E bine? Da. 179. Face 179. Plus... Îl dăm de fiecare, adică... La puterea respectivă pe fiecare, da, termina produsului. 24 la 3. Deci 3 la puterea... 3 la 24, ori 5 la 24. Împărțit la 3 la 23. Și când împărțit la 5 la 22. Și egal cum. 179. Păi, avem 24 la exponenți. Avem ăsta împărțit la asta, dar fiindcă da, unul din factori e 3 la 24, da, și la împărțitor e 3 la 23, și face 3 la 1-a. Da, 3 la 1-a. Deci e plus 3 la 1-a ori 5 la 24. Să l-au rămas. 5 la 24 împărțit la... 5 la 23, deci aici e... 79 plus... avem 25 la 24 și 5 la 22. Deci, unul din factorii 5 la 24 și împărțit la 5 la 22. Ca și mai aș fi 5 la 24 împărțit la 5 la 22, face 5 la 2. Da. E 24 minus 22. 95.
Deci vine 3 ori 25. 3 ori 25, egal cu 179 plus 3 ori 5, 55, scrie unde le ținem, 3 ori 2, 6 și când le ținem 7. 75 egal cu 9 plus 5, 14, 4 scriem, unde le ținem. 7 plus 7, 14 și când le ținem 15, 5 scriem unde le ținem, 1 și când le ținem 2, 254. 254 este, da? Da. Eu merg în mâna voastră. Deci 3 ori 25 fac 75, da, nu? Da. Și cu 179 fac 254. Terminat exercițiu. Repede un altul. Imediat. 26. Calculați. B minus A în paranteză. Totul la 2003. Totul la 2003 știind că... 2003 știind că... A este cine? A egal cu o coladă foarte mare. Se scrie de jos, nu? Da. A egal cu... coladă foarte mare, o pătrată la fel de mare, o rotundă, rotundă de asemenea, cu 2 la a 5-a. Totul la... Nu, 2 la 5-a, la 2003. La 2003 la 0. Da. 2 la 5 la 2003, așa? La 0. 2003 la 0, așa? Da. Plus 3 la 0. 3 la 0. La 4 la 2003. 3 la 0 la 4 la 2003. 3 plus 7 la 1 la 5 la 2003. Hai, idem paranteza mare, rotundă. Rotunda? Rotunda, cea mare, rotunda. Mare. Da. Împărțit la 5, la 1, la 5, la 2003. De ce aveți rotul 2003? Idem paranteza pătrată. Da. Împărțit, deschidem cea rotundă. 2 la 2003. Mai este mult? Da. Cât e 6? Cât e 6? Poate termenul. 22. Cât îți scriu, mai îți termenul. Așa, mai încetul. Mai încet. Deci împărțit la? Împărțit la, deschid paranteza rotundă, 2 la 2003. Împărțit la 2 la 2000. Închidem paranteza mică rotundă, ca să a fost cea mică. Așa. Mai mică decât cea mai mare. Da. Aia mai mare și asta mai mică. Am înțeles. Așa. Și cea acolo, da, super mare. Așa. Tot la 2004. Așa, sus? Da, da. Tata, vino mai repede. Gata. Nu mă trebuie să-l facem. Mai dai să-l bem acum? Uai, da. Nu, pe e mai ușor. Hai zicem, de egal cum. B egal cu, deschidem paranteza, destul de mare, cea pătrată. Deci paranteză? Pătrată, destul de mare. Da. Și cea rotundă, mai mică, mică, mică. Mică, foarte mică. Da. 2 la a doua, tot la a treia, minus 2003 la 0. Închidem cea, 2003? 2003 la 0. Deschidem, închidem cea pătrată. Împărțit la 3, la a doua, la a întâia, la 2004, minus 1, în paranteză rotundă, mai mare, mare, mare. 1? 1 la 4, la 4, la 3, la 2003, plus 4, la 1, la 2, la 2003. De ce ai pus unul în paranteză? Păi destul. Unde o închid? După asta închid paranteză? Da, acum? Paranteză. 4 la 1, la 2, la 2003 și acum închid paranteză. Da, egal. Egal. Bun. Hai să fac cu B-ul, că e mai aproape de mine. Da, e mai aproape de mine, da. Ca în ordine de scris. Egal cu. Ajutați-mă voi. 2 la cât faci acolo? Mai întâi trebuie să aflu cum se fac împărțirile cu 4, puterile cu 4. Deci mai întâi, hai să vedem, 2 la 2 tot la 3, faci 2 la? 2 la
La 6. Deci din 2 la 6. Minus. Cât face? 0. Orice număr la putere 0. 1. Minus 1. În paranteză. Păi de ele se ia de sus în jos. Mai întâi 1 la 2004. 1 la 2004, 1. 1. Vine 1 la 2 la 1. De la 3 la 2. 2. 3 la 2. 2 la 9. 9. Deci simplu. 9. Mi se părea că e fantastic de greu. Minus. 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 Ia să vedem la ce lucru facem. Să nu mă cereți factorii la 2003. Nu. Și că nu 4 la 2000 și câte ori, nu. Dar 1 la orice putere, 1 la orice putere, indiferent de rezultat? Da, 1. 1. Asta e simplu. Deci 1 plus. 1 plus. 2003, 2 la 2003. Nu face 1. Dar avem mai jos. Pe acolo 1. 1 la orice putere este 1. Și vine 4 la 3. 4. 4. 1 plus 4. Hai că mai ușoresc. Ce simplu a fost, da? Speria să-mi zic. 2 la 6 minus 1. Cât face 2 la 6? Păi 2 la 6 32 31. 31, da. Deci 31 la 9. Îmi place, nu sunt exact. Minus 5. 30. Pe 9 puteți scrie ca fiind 3 la 2. Da, mai dai 31 mai aici. 2 la 6 minus 1. Nu e bun. Nu se împarte. Din păcate așa o să rămână. Și eu o să mă chinui acolo pe minus. 2 la 6 vine... 2 la 2. 2 la 4 ai 16, 2 la 15 ai 32. 2 la 6 ai 64, mă. 64, m-ai păcălit. Scuzați-mă. 2 la 6 mai 64, minus 1, 63. 63. Și acum sunt 4, 2 la 7. Asta era. 63 împărțit. Minus. 3 minus 5. Minus 5, da. Și egal cu 63 împărțit. 7 minus 5, 2. Deci B-ul este 2. 5 egal cu 2. De atât de multe numere de... Deci iată cât de mare a fost și B-ul este 2, da? Bine. Hai să ne ocupăm de A. Nu cred că mai avem timp. O să sper că avem. Să vedem. A, egal. Eu sper să fie, da? Și Ștefania sper să nu. Ea speră în contrar mie. Ea tot timpul împotriva mea ceva. Asta face. Asta e. Ea îi place foarte tare să mă vadă în dificultate. Are o plăcere aparte. Să mă vadă, să mă bagi în curs. Cu cât mă vezi într-o situație mai dificilă, am avut ea un moment, n-ai fost tu aici. N-ai fost într-o zi, aia ce m-a făcut. Bine că știi că ești așa tare, duri de tot. Nu e, dar nici eu n-o uit. Nu numai tot și nici eu n-o uit. Recent sau next video? Recent. Acum, mă, nu știu tu. Bine. Într-o zi. Nu, o săptămână. Miercuri. Probabil așa. Nu miercuri asta, o săptămână urmă. Luni a fost, luni. Hai că să facem noi repede asta. Au. Bună seara! Poftiți! A egal cu 5 la A la 0. La. Păi știm că orice număr la puterea 0, dar același număr. Nu, orice număr la puterea 0? 1. 5 la 1 ia. 5 la 1 ia 5. Rămâne 2 la 5. 2 la 5. 2 la 5 plus. A, putea să face 2 la 5, am fac 32. 32, acum de 32. Da. Deci 32 plus 4 la 0 la 0 la 4 la face, dar 0 la orice putere? 0 la orice putere? 0 este. Și 3 la 0 face 1. Plus. 7 la 1. Și are o scară după el, 1 la orice putere este 1 și vine 7 la 1 a 7. 7 la 7. Plus. 7
6 plus 5, tot așa la 5. Deci închidem paranteza după asta, nu? Parcă totul era împărțit la... Da. 5 are el 1 și o scară, nu mă interesează, 5 la 1 ian. O facem tot într-o paranteză de astăzi. Da. Împărțim paranteză rotul de 5 la 2, 3 la 3. Păi 2... La 200 la 3. 2 la 200 la 3. Păi 200 la 3. Așa trebuie să facem, 200 la 3. Să facem 200 ori 200 ori 200. Cât ar face 200 la 3? 200 ori 200 ori 200. Ar face 2, 2, 2. 8 și cu urmat de 2, 4, 6, 0. 2, 4, 6. Poate e altceva acolo, nu-mi place. Păi, dar, la A, era 2 la 2003. 2 la 2003. Așa, da. Nu ai fost tot răzut. 2 la 2003 împărțat 2 la 2000, așa face 2 la 3. 2 la 3. Care face 8. Deci 2 la 3 care face 8. Și toată asta într-o paranteză acoladă la puterea 2004. Da? Puterea 2004. Și egal cu 32 și cu 1, 33 și cu 7. 33 plus 7, 40. Împărțit la 5. 8. 8 împărțit la 8. 1. 1 la o putere. 1 la orice putere face 1. Deci AO este 1. Deci... AO este egal cu 1. Nu, bine. Și atunci B minus A. Și atunci B minus A la puterea 2003. Este 2 minus 1. 1 la puterea 9. 3 care ar veni 1. Egal, terminat. Terminat. Se face o sinteză. Se face sinteză zilnic, gata? Sinteza. Să mi-am amintit de fiecare dată. Zile. Așa. Ia, ce-am făcut? Ia să vedem. Cuburi și pătrate perfecte. Da. Așa, 1. Cuburi și pătrate perfecte. Cuburi. Și pătrate. Și noi am făcut împărțiri și puteri și împărțiri. Împărțiri și puteri. Probleme cu puteri și cu împărțiri. Puteri, proprietăți, operații cu puteri. Da, da. Deci puteri, puteri, operații, puteri, proprietăți. Adică am aplicat cum se mulțumesc două puteri care aceeași bază, cum se împart cu noi puteri, proprietăți, cum și virgulă, operații cu puteri. Da. Cu puteri. Și, pe urmă, trei exerciții dificile. Da. Da? Ultima parte, nu? Exerciții. Și l-am pus pe proful ăla în dificultate. Tu asta vrei. Încă azi n-a fost pus. Dar mâine, mă, eu nu. Dar mâine, mă, până mâine. Mâine e miercuri, nu? Mâine, da, există pericolul ăsta. Exerciții dificile. Foarte. Foarte. Gata. Cam asta am făcut. La revedere, dragilor. Ne vedem mâine cu promisiunea făcută de fete că îl vor pune pe proful online în dificultate. Așa să fie. Ce credeți că în urmă descurc? Stâng camera. Da? Stâng camera și gata. Deci nu mai înregistrez.